O adolescentă de 15 ani a murit, iar o altă fată de 16 ani a fost rănită în urma unui accident provocat de primarul comunei Cernătești, Valerica Șercăianu, aflat la volan sub influența băuturilor alcoolice. Tragedia s-a produs în jurul orei 19 pe raza localității Potoceni, pe DJ-203K. Din primele cercetări a reieșit că primarul, care conducea un jeep, a efectuat o depășire periculoasă și a ieșit cu mașina în decor, unde a dat peste cele două adolescente. Rănită grav, fata de 15 ani a murit la scurt timp la spitalul județean. Pe DJ-203K, în localitatea Potoceni, s-a produs un accident rutier în care o persoană și-a pierdut viața. Un autoturism s-a angajat în depășirea altui autoturism și, datorită vitezei neadaptate, a pătruns pe contrasens, a părăsit partea carosabilă, s-a oprit într-un stâlp pe care l-a rupt și a accidentat două persoane, dintre care una a decedat. Persoanele unde se aflau? Pe trotuar. Unul, șoferul, era băut? Cei trei conducători auto au fost deplasați la spitalul județean împreună cu organele de poliție pentru recoltarea de probe biologice. A fost testat la fața locului cu alcoolscopul? Da, a fost testat cu alcoolscopul și au fost primiți la spitalul județean. Ce a indicat? Valoarea vă vom comunica la un moment oportun. Unul dintre șoferi era sub influența băuturilor alcoolice? La acest moment, acestea sunt datele pe care vi le pot da. Chiar dacă agenții de circulație au evitat să răspundă la întrebare, cert este că primarul Valerica Șercăianu își conducea jeepul sub influența băuturilor alcoolice. Sătenii adunați la fața locului au aflat imediat acest lucru. I-a pus ora că găsesc 0.38 la mine. S-a plecat, l-a luat poliția, l-a dus la... L-a dat să recolteze. Să-i ia sânge. Să-i recolteze sânge, l-a luat. Cred că a avut peste 120 de dumneavoastră, nu vedeți stâlpul cum este, cum arată. L-ați recunoscut? Cum? L-ați recunoscut? Cine este? Da, e primarul la Cernătești, domnul Șercăianu. De te uzi la volan, biat. Ai băut, stai dracului acasă, nu te pune să bei. Dar e primar? Și primar, da. Unde să-l aduce să mai zicem? O, e foarte grav atunci ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci ar trebui să știm și noi la ce viteză s-a blocat kilometrajul ăla. Și am vrea și noi să știm la ce viteză s-a blocat kilometrajul ăla. Deci fata care a murit la spital este fiina mea. Așa. Și aș vrea și eu să văd la ce viteză s-a blocat kilometrajul ăla al primarului de la Cernătești, care e mare primar. Primarul a fost condus la spital pentru a-i se recolta probe de sânge după ce s-a constatat la testarea cu aparatul Dragher că avea aproape 0,40 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. După două recoltări care au confirmat că șeful administrației locale din Cernătești a consumat băuturi alcoolice, Șercăianu își păstra atitudinea tupeistă de a nega acest lucru. Ce să vă spun la ora asta, că nu prea am ce să vă spun. Dar practic cum s-a întâmplat? Nu mai puteți, vă rog. Ce, s-a întâmplat un accident, păcat de fetiță, asta e, altceva n-am ce să spun. Aveați viteză? Nu știu să vă spun, cred că aveam peste 50, în jur de 60 acolo, dar nu. Ați consumat și băuturi alcoolice înainte de a urca la volan? La alcoscop, ce evaluare ați avut? Nu știu să vă spun. Deci chiar credeți-mă că nu realizez să vă spun acum. Nu pot să vă spun acum. N-ați băut nimic înainte de a vă urca la volan? Nu mai puțin. Primarul comunei Cernătești, Valerica Șercăianu, va fi cercetat pentru ucidere din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice. Este audiat și la această oră la poliție, nefiind exclusă reținerea sa.